De la neasigurarea la schimbarea direcției de mers până la nereguli economice în alimentația publică, polițiștii au depistat o gamă largă de nereguli în cadrul unei acțiuni ce a durat mai multe ore în noaptea de sâmbătă spre duminică. Oamenii legii au acționat preponderent în mediul rural pe mai multe linii: circulație, ordine și siguranță, alimentație publică. Deși mai puține decât de obicei, polițiștii tot au găsit nereguli pe toate liniile avute în vedere. Este vorba de peste 70 de contravenții, dar și infracțiuni. Cu ocazia acestor acțiuni au fost constatate 2 infracțiuni și s-au aplicat 67 de contravenții. De asemenea, au fost reținute 6 permise de conducere, dintre cele 6, 3 pentru consum exagerat de alcool. În discoteci s-au aplicat și sancțiuni privind normele economice. În baruri au fost găsiți și tineri care au tulburat liniștea și ordine publică și au fost sancționat conform actelor în vigoare. S-a acționat și pe viteză, au fost aplicate 41 de sancțiuni. Tot în timpul acțiunii, polițiștii au dat de urma unui bărbat de 38 de ani din Filpișu Mare, suspectat că ar fi sustras 11.000 de lei din locuința unui bătrân de 81 de ani din Breaza. Bărbatul va fi reținut și prezentat procurorului cu propunerea de arestare preventivă. Asemenea, razii continuă și în timpul săptămânii.